Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Andra și astăzi o să facem o plimbare împreună prin jardinii din Zoe. Este prima oară când vin în acest loc. Este un loc foarte frumos, numai din ce am văzut de la intrare. Cum arată cărarea asta, e splendidă. Și nu au văzut aici mașinile, deci toate au rămas parcate departe. Și sunt foarte, foarte curioasă să descoper aceste grădini despre care am citit într-o grămadă de reviste, bloguri, practic peste tot, doar că n-am fost până acum, deși este foarte aproape de casa noastră de la Sălaj. Să mergem împreună, haideți! Felicita minunată la jardinii din Zoe, plin de oameni, chiar și pe timp de pandemie, deci dacă vă hotărâți să veniți aici pentru că este un loc deschis și logic lumea vine, e soare frumos, o toamnă superbă, nu uitați să vă protejați, să aveți cu voi mască pentru cazul în care ajungeți în zone foarte aglomerate. Acum, trecând de părțile organizatorice, vreau să vă spun că locația chiar este foarte frumoasă. Flavio s-a surprins câteva cadre super, super faine. O să mă documentez mai mult despre ea, pentru că pe aici nu există niciun fel de panou care să-ți explice ce e cu ea, cum au apărut aceste grădini. Din câte știu eu, un tip italian, bineînțeles, a construit, vorba vine, amenajat grădinile acestea pentru nepoata lui. Dar nu sunt foarte sigură, așa că decât să vă spun povești, mai bine o să mă documentez. Scriu un articol frumos pe blog, vi-l las în descriere ca să puteți să-l citiți și pe ăla, împreună cu toate multele 7500 de poze pe care mi le-a făcut Flavius, pentru că cine se putea abține de la așa ceva în această locație superbă? Și povestim după aceea. Vă mai las cu câteva cadre și vă pup!